Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și aflăm azi prorociile schimonahiei Nila, mai întâi de toate rugăciunea. Este pentru Rusia, dar maica a fost ortodoxă. Iar Rusia nu-i prea departe de noi și noi am simțit aceasta din plin. Maica descoperea ceea ce vedea cu ochii duhovnicești nu pentru a înspăimânta, ci pentru a întări în credință și în nădejde în mila Domnului. Ea neîncetat spunea că Domnul nu-i va părăsi pe cei credincioși lui, ci îi va hrăni în vremea foamei, îi va mângâia în scârbe, îi va adăposti, îi va îngrădi în necazuri și îi va ajuta cu vrednicie să treacă prin orice chinuri, prigoane și munci. Calea vieții schimonahiei Nila, Evdochia Andreevna Novikova, cunoscută de mulți drept măritori creștini din toate colțurile Rusiei, s-a sfârșit la 6 martie 1999. Harismele dăruite de domnul stareței, înainte vederea, prorocia, sfatul înțelept, vindecarea bolilor, mângâierea, sunt confirmate de creștinii care îi cereau ajutor și sfat. Cu ochii săi duhovnicești, a străvedea sufletul omului întreaga lui viață, atât prezentă, cât și trecută și cea viitoare. Anume de aceea era atât de eficient ajutorul ei acordat oamenilor care ieșeau din chilia maicii mângâiați, încurajați, înaripați. Odată au întrebat-o pe maică dacă nu este târziu să fie azi înălțate biserici noi, la care ea a răspuns, deja ieri era târziu. Însă Domnul a mai prelungit vremea pentru Rusia. Și în general, maica nu odată zicea că Domnul poate amâna împlinirea prorociilor. Mult depinde de noi credincioși, de dispunerea noastră spre rugăciune, de pocăință, de nevoință pentru curățirea noastră. Cu jumătate de an înainte de moartea sa, maica a spus că în ziua 41-a după moarte va veni miliția, poliția, și nimic nu va mai putea fi luat. De aceea ea a binecuvântat ca totul să fie împărțit până la ultimul lucru, ca la venirea gărzii de miliție casa să fie goală. Astfel s-a și întâmplat în continuare. Maica Nila vorbea despre necesitatea rugăciunii neîncetate oriunde te afla, la serviciu, la odihnă, în mijloacele de transport. În mâini lucruri, iar pe buze rugăciune, mai întâi de toate rugăciunea fiicelor. Despre importanța rugăciunii ea spunea așa: lumea se ține cu rugăciunea. Dacă măcar o oră va înceta rugăciunea și lumea va mai înceta să existe. Și mai ales e nevoie de rugăciunea de noapte. Ea este plăcută lui Dumnezeu mai mult decât celelalte. Cea mai mare și mai grea nevoință este a te ruga pentru oameni. Trebuie să fii răbdător, să te rogi, să te nevoiești, fără a te lăsa influențat de ceva, oricât ai fi decertat și bârfit. Există bârfire din stânga, de la cel viclean, dar există și din dreapta, de la cei apropiați. Ambele sunt grele, dar sunt folositoare și chiar necesare. Toate cele ce ni se transmit trebuie să le împlinim înaintea ochiului lui Dumnezeu, cu gândul la Maica Domnului, cu inima spre Dumnezeu. Nu e nevoie de nevoință exterioară, ci mai mult ca orice de curățirea inimii. Să nu-ți permiți niciun fel de viclenie, să fii deschis cu oamenii și să nu-ți închipui nimic despre tine. Într-o noapte, maica le-a trezit pe fiicele sale duhovnicești cu cuvintele: fiicelor, a început războiul, trebuie să ne rugăm, sculați-vă. Dimineața la televizor, la radio și în ziar au anunțat că au început acțiuni militare în Cecenia. Odată la maica Nila a sosit o călugăriță din Siberia. În timpul zborului au fost defecțiuni la motorul avionului. Maica Nila i-a spus: mai mult să nu zburați cu avionul, acum nu mai există nicio siguranță, mai bine călătoriți cu trenul. Una dintre fiicele duhovnicești ale maicii a întrebat dacă se poate merge în pelerinaj în Țara Sfântă și aceasta i-a răspuns: nu ai ce face acolo. Pelerinii ruși de astăzi au pângărit Pământul Sfânt și atât de mult au păcătuit acolo, încât acum trebuie să meargă pe la locurile noastre sfinte să se pocăiască și prin rugăciuni să spele păcatele. Nu binecuvântez să pleci încolo. Câte locuri sfinte sunt în Rusia pe care nu le-ai vizitat. Cuviosul Serghie nu a fost în Țara Sfântă, însă cu rugăciunile lui s-a sfințit pământul Rusiei. Împărăția cerurilor este înăuntrul nostru și Domnul trebuie să trăiască în noi. De aceea Ierusalimul trebuie să fie în inima noastră, în interiorul nostru. Domnul nu ne-a lăsat poruncă să călătorim în Țara Sfântă. Iată unde sunt la noi Ierusalimul și Țara Sfântă, zicea maica, arătând spre inimă. Dar cuvintele acestea ale maicii nu vorbesc despre faptul că ea nu binecuvânta pelerinajele. Apropiații ei își amintesc un caz. A venit la maică o tânără nevastă însărcinată, în a cărei familie era o situație dificilă.
Maica a mângâiat-o spunându-i că totul va fi bine, se va naște un fiu, după care, pe neașteptate, a binecuvântat-o să plece la Ierusalim. După cuvântul stareței, femeia s-a aflat în orașul sfânt, în zilele pascale, asistând și la pogorârea luminii sfinte la mormântul Domnului. După pelerinaj, situația din familie s-a ameliorat și a născut cu ușurință, precum i-a și prezis maica. Cu multă durere vorbea maica despre femeile și fetele care umblă în pantaloni. Nu este permis femeilor să îmbrace haine bărbătești și bărbaților femeiești. Pentru acestea vor da răspuns înaintea Domnului. Singure nu purtați și pe celelalte opriți-le. Trebuie să știți că femeile care poartă pantaloni în războiul viitor vor fi recrutate în armată și puține se vor întoarce vii. În timp ce maica pronunța aceste cuvinte, o femeie dintre cele prezente s-a gândit: ce este rău în faptul că eu lucrez în grădină fiind îmbrăcată în pantaloni? Doar așa e mult mai comod. Maica imediat a reacționat la acest cuget. Și tu în grădină umbli în pantaloni, nu face acestea. Vei răspunde în mod deosebit. Când a fost botezat un prunc nou născut, stareța Nila i-a spus nașei: aveți grijă de el, de la 12 ani va trăi fără mamă. Maica mai spunea: este de nepermis să-ți părăsești copiii. Oamenii nu înțeleg ce necaz mare este acesta. Nu vor să se pocăiască și să se îndrepte. Va trebui cu sânge să spele aceste păcate. Nu se poate să abandonezi copiii. Mamele sunt datoare să-și hrănească pruncii. Maica spunea: unde este sfințenie, acolo se bagă și necuratul. Maica prezicea că vor veni timpuri când pe creștini, ca și în zilele Revoluției din octombrie, îi vor întemnița în închisori, în rezervații, îi vor înneca. Atunci când vor începe prigoanele asupra creștinilor, grăbiți-vă să plecați în exil cu primul șuvoi, făceți-vă luntre și punte, dar să nu rămâneți. Cei care vor pleca primii se vor mântui. Toate acestea le veți vedea cu ochii voștri. Generația voastră va întâlni venirea lui Antichrist. Copilașii mei, cât de milă mi este de voi, plângea maica, spunând acestea. Dar, adăuga, totuși, slavă Domnului pentru toate. Un preot îi se mărturise maicii: maică, eu sunt slab, mi-e frică de ziua venirii lui Antichrist. Nu te teme, vei ajunge până atunci, însă nu vei îndura greutăți. Maica nu odată vorbea despre viitoarele încercări, spunând că în vremurile instaurării lui Antichrist, oamenilor le vor fi aplicate torturi de care din veac nu s-a mai auzit. Însă maica descoperea ceea ce vedea cu ochii duhovnicești nu pentru a înspăimânta, ci pentru a întări în credință și în nădejde în mila Domnului. Ea neîncetat spunea că Domnul nu-i va părăsi pe cei credincioși lui, ci îi va hrăni în vremea foamei, îi va mângâia în scârbe, îi va adăposti, îi va îngrădi în necazuri și îi va ajuta cu vrednicie să treacă prin orice chinuri, prigoane și munci. Amintindu-și în aceste cazuri cuvintele psalmistului David: nu se vor rușina în vremea cea rea, ci în zilele foametei se vor sătura. Psalmul 36:19. Toate îmi sunt cu putință întărindu-mă întru Domnul. Să nu vă înspăimântați de nimic, copii, nu vă temeți de ceea ce se va întâmpla sau se poate întâmpla sau trebuie să se întâmple după prorociile oamenilor lui Dumnezeu. Domnul este mai puternic decât tot și decât toate. El ne va da ajutor în încercări. Ne va da puteri de a răbda și ne va zmeri la vremea cuvenită. Se cere doar să fim ascultători ai voii sale sfinte. Rugați-o pe apărătoarea noastră osârnică, cea nu vă va lăsa. Odată fața maicii a căpătat brusc o expresie amenințătoare, de parcă ar fi văzut cu ochii săi duhovnicești ceva înspăimântător. Ea a lovit de câteva ori cu varga în podele zicând: uite ce au mai inventat, pruncilor să le pună pecetea lui Antichrist, îngerul îi va răpune pe cei ce se vor încumeta să facă aceasta. Într-o zi maica Nila și-a cuprins capul cu mâinile și a exclamat: ce se întâmplă? Ce va fi cu Rusia și cu noi toți? A repetat aceasta de câteva ori, apoi liniștindu-se a zis: nu, n-am să vă povestesc nimic, Domnul nu binecuvântează. Apoi, adresându-se către cei din chilie, adăugă: trebuie să aveți grijă ca locuința să vă fie în apropierea bisericii. Numai așa vă veți mântui. Când vă este greu acasă, fugiți la biserică. Cu ochii duhovnicești, maica vedea că generația actuală și cea care va urma vor avea de înfruntat încercări și necazuri mult mai grele. Deseori ea povestea despre propria existență de supraviețuire,
în condițiile foametei din lagăr, când nu exista nici cea mai mică rezervă de hrană. Cât e de groaznic să înduri foame, să nu dea Domnul să treceți prin aceasta. În lagăr aproape că nu vedeam pâine. Când am ieșit în libertate, mi se părea că niciodată nu mă voi mai sătura de pâine. Dar foamea va veni. În anii copilăriei, în Ucraina, se întâmpla să privești în jur și până la orizont să vezi grâne, spice pline, unul ca unul. Vântul bate și ele ca valurile mării se unduiesc până la orizont. Niciun fel de buruiană nu era printre ele, iar azi, dacă privești până la orizont, vezi doar buruieni. Au lăsat pământul de izbeliște, iar el este hrănitorul nostru. Trebuie ca toți să muncească pământul. Oamenii vor fi nevoiți să răspundă pentru faptul că au părăsit pământul. Foamea va veni pentru aceea că pământul zace în paragină. Dacă aveți un lot, fiecare colțișor al lui trebuie să fie prelucrat și semănat și pământul vă va ajuta să rezistați în vremea foamei. Sădiți cartofi, legume pe toate parcelele care vi se vor oferi. Creșteți găini. Când va fi greu, veți mânca cartofi cu castraveți. Rezervele nu vă vor salva, deoarece foametea nu va începe brusc. Din an în an va fi tot mai grea. Recolta va scădea, tot mai puțin pământ va fi prelucrat. Toți trebuie să se îngrijească să fie mai aproape de pământ. În orașele mari, viața va fi deosebit de grea. Foamea va fi atât de groasnică încât oamenii vor da buzna prin casă în căutare de ceva alimente. Vor sparge geamurile și ușile, vor ucide oameni pentru hrană. Mulți vor purta în mâini arme și viața omului nu va mai avea nicio valoare. La venirea lui Antichrist se va lăsa așa o foamete încât se vor epuiza cerealele. Trebuie să pregătiți flori de tei, urzică și alte ierburi, să le uscați și apoi să faceți din ele ceai. Această fiertură va fi îndeajuns pentru hrană. Maica spunea că la sfârșitul vremurilor, în locul Petersburgului, va fi mare. Moscova parțial se va prăbuși, în subterana ei se află multe goluri, iar când au întrebat-o despre casa și orășelul în care locuiește, ea a răspuns: din orășel nu va rămâne nimic. Va rămâne căsuța mea și încă una. Va fi război, distrugeri, însă căsuța mea nu va fi distrusă. Eu nu voi vedea acestea, iar voi o să le vedeți. Iată, drumul spre Egorievsk va rămâne și căsuța mea și nu-i nimic lângă ea. În timpul războiului, orășelul va fi distrus. Sosiva timpul când chinezii vor năvăli asupra noastră și tuturor le va veni foarte greu. Aceste cuvinte maica le-a repetat de două ori. Copilașa, am văzut un vis. Va fi război. Doamne, adolescenții de la 14 ani vor fi recrutați și trimiși pe front. Acasă vor rămâne doar copiii și bătrâni. Soldații vor umbla din casă în casă, îi vor mobiliza pe toți și îi vor goni la război. Vor domni jaful și nelegiuirile celor înarmați și pământul va fi împresurat cu cadavre. Copilașii mei, cât de milă mi este de voi, de multe, multe ori repeta maica. Dintre toți sfinții, maica îl iubea cel mai mult pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teolog. Ea spunea că Sfântul iubește Rusia și că el va veni la noi în vremurile lui Antichrist. Unui fiu duhovnicesc, maica i-a dat o astfel de rugăciune: Doamne, fie voia ta întru mine, păcătosul, în toate căile vieții. Ajută-mi să-ți rămân credincios ție până la sfârșit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Sfinte Apostole, Ioan Teologul, fii îndrumătorul meu, fii mijlocitor și rugător pentru mine înaintea Domnului și a Preacuratei sale, Maici. Așa să fie, Doamne ajută! Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Pe curând!